Da. Dași mie telefonul tău. De ce nu? Pe Instagram se arhivează. Pariu cu mine. Pariu? Opa! Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal de YouTube. În acest vlog vom face un Q&A pentru că n-am mai făcut de o grămadă de timp. De câteva luni n-am mai făcut Q&A, frate, ești nebun. Înainte de a începe acest Q&A, dați-mi, vă rog, follow pe Instagram aruncianu.zeng și haideți să facem măcar 10.000 de like-uri la acest vlog. Ok, haideți să începem. Am aici telefonul cu... Iar mă aici ai telefonul cu întrebările și acum trebuie să răspunzi. Exact. Bun, prima întrebare. Dă-mi și mie follow. Asta nu e o întrebare. Păi tocmai, am fost ironic. Mamă, ce ironie. Ieși zahăr. Filmează acolo și taci. Prima întrebare. Ieșiți. E frig, frate, pe hol. E frig pe hol. Ce pui prima oară, laptele sau cerealele? Mereu am pus cerealele, frate. Cum să pui laptele prima oară? Voi ce puneți? Laptele. Cereale. Exact! Chinese power aici, mamă, cereale! Cum să pui laptele prima oară? Nike 23. Da, ieșiți afară. Nu. De câți ani ești în România? Aici m-am născut. A zis chestia asta în toate vlogurile mele, aproape cred. De unde ai învățat așa de bine limba română? Păi, mă gândesc că e logic dacă m-am născut aici. Ai iubită? Nu, nu am și nici n-am să fac curând. Cum ți s-a părut în China TVR? Întoarce acolo? Clar, o să merg în fiecare an de acum în China. Mi-a plăcut extrem, extrem de mult. Mai ales că data viitoare când o să merg o să fac mult, mult mai multe chestii decât am făcut data trecută. Când o să ne vorbești în chineză? La 1.000.000 de abonați? E foarte amuzant. Cât timp ai învățat limba română? Mamă, frate, câte întrebări de genul. Băi, aici m-am născut, o spun pentru ultima oară că aici m-am născut în România și normal să știi o limbă din moment ce te-ai născut în țara respectivă. Aici am făcut grădinița, școala generală, liceu și acum sunt la facultate, deci o să scoți vreo piesă. Băi, nu știu, chiar nu știu. Înainte de a merge la facultate, știai măcar o boabă de chineză? Da, normal. Am învățat chineza vorbind acasă în fiecare zi aproape. O să faci un fan meeting în București. Băi, s-ar putea să fac, dar nu știu câte lume va veni, așa că vă rog să-mi dați un follow pe Instagram aruncianu.zeng, pentru că acolo voi anunța când voi face chestii de gen. Am făcut vreodată vreun sport? Da, am făcut fotbal când eram mic, când aveam 7 ani. Am făcut timp de 2 ani sport. Am făcut timp de 2 ani fotbal, dar nu mai știu nimic. La câți ani ai plecat din China și de ce? Hai un pic. Cum e la facultate? Hai, răspundeți voi la asta. Mi-e place. Îți place că ești chinez? What the fuck, ce-i cu întrebarea asta? De ce nu mi-ar plăcea? Te-ai mutat în București? Da, m-am mutat în București. Mai scoți piese cu Lino sau Abi? Băi, nu, eu din câte mi-amintesc n-am scos niciodată vreo piesă cu Lino sau Abi. Îți plac câinii? Da, și subliniez ca animal de companie. În ce oraș te-ai născut? În București. Mamă, frate, zici că ăsta e research social. Ia zi. Ai iubită? Câți ani ai? Câți frate ai? N-am iubită, am mai răspuns odată la întrebarea asta. Câți ani am? Am 19 ani. N-am niciun frate, am două surori mai. Te apuci de K-pop? Da. Dacă nu mă descurc eu să-mi caută. De Halloween, în ce te deghizezi? Sunt deja deghizat în chinez. Ha! Este biasul tot în bias? Bă, am văzut peste tot în comentarii și pe Instagram și nu, de peste tot. Blackpink? Bias, ce e bias? Gen dintr-o trupă, să ne-ți place cel mai mult. Adică sunt, de exemplu, sunt 5 fete și fata aia îți place mai mult. Îmi amintesc când am făcut o reacție la K-pop, de m-am uitat la... Cum se numește trupa aia? Blackpink, așa. Blackpink, exact. De când te du, nu? Jenny, fata aia cu rochie albastră, încă o țin minte. Jenny, nu? Jenny o cheamă. Da. Jenny Ru by Jenny sau ceva. React la K-pop? Da, o să mai fac react la K-pop și asta a fost ultima întrebare, oameni buni. A, da. Ba, nu! Bă, se termină bateria la cameră, am filmat jumătate. Spune ceva în chineză, repede! Spune ceva în chineză! Pa! Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like acestui videoclip, un follow pe Instagram neapărat aruncianu.zeng, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă cu mine. Bineînțeles, în continuare, ne vedem pe data viitoare. Mersi mult de vizionare. Bye. Mai zi încă o dată. Bye. Că te-am întrerupt. Cu ce? Atunci când ai început speech-ul ăsta, am zis eu ceva și... Nu contează. Pa!